Un bărbat de 37 de ani din Zalău susține că a primit un pumn în gură în loc de factură. Tânărul a avut ghinion și a făcut pană la un cauciuc de la mașină, așa că s-a deplasat la o vulcanizare. Conform celor relatate de bărbat, se pare că un conflict între el și patron a izbucnit în momentul în care unul dintre angajații firmei i-a echilibrat roata, deși proprietarul mașinii nu solicitase acest lucru. Bărbatul i-a cerut patronului să-i factureze suma pe care trebuia să o plătească, iar apoi au început discuțiile, deoarece nici acesta nu avea suma necesară la el. Pe de altă parte, patronul vulcanizării infirmă cele relatate de bărbat și ne-a declarat că nu l-a lovit, ba mai mult, are martori care pot să confirme acest lucru. La un moment dat am observat că îmi bagă roata la echilibrat, care am solicitat să nu-mi facă, că nu e nevoie. O zis că la el, la firmă, el așa face și numai așa se poate. Și întrebând cât costă operațiunea, au zis că 20 de lei, care mi s-a părut exagerat, dublu cât o pană normală. N-având atâția bani la mine, am lăsat garanție buletinul până ce să mă duc după diferența de sumă, care mi lipsa 30 de lei. Întorcându-mă la vulcanizare, am cerut factură și le-am precizat la domnul șef, administrator și patron, am văzut acolo că e și patron, scria, să-mi facă factură și i-am zis că o să-l dau la protecția consumatorilor, că m-au înșelat, mi-au făcut o operațiune care n-am solicitat. Și în momentul ăsta, când i-am cerut factura, a trecut masa și mi-a dat un pumn picându-se în spate pe canapea și fugindu-se, probabil în casa mai multe pumni dacă stăteam afară. Ceilalți martori, fiind vreo 5-6, inclusiv când înainte să mă lovească, m-a mai amenințat de vreo 2-3 ori că o să mă lovească, eu crezind că glumește sau nu ia în serios, a zis că oricum nu contează că el e prieten cu poliția, a crescut cu poliția și inclusiv mi-a arătat cu degetul unul afară, ci că era polițist, în civil. Și ăștia erau de față. Când m-a lovit, eu m-am pus în mașină și m-am dus înapoi. Nu a sărit niciunul să te ajute, ca să nu te mai lovească. Nu a sărit niciunul, ăia râdeau. M-am întors înapoi cu poliție, între timp martorii care erau au dispărut. Am fost agresat că n-am acceptat un serviciu care a vrut el să-mi facă. Deci, ce demersuri vei face în continuare acum? Ce vrei să faci? Am fost la medic, la medicul de la spital, la medicul de urgență. O să mă duc la medicul legist și o să fac o plângere la poliție, consultând un avocat și inclusiv luni o să mă duc la protecția consumatorilor. Și consider că așa ceva nu se poate accepta într-un oraș civilizat, să-ți cer un bon, o dovadă că ai plătit ceva, mai ales că n-ai reușit să-ți deie în cap. Deci ceva absurd chestia asta. La poliție nu a fost depusă deocamdată nici o plângere împotriva patronului. Misterul va fi elucidat dacă cel care afirmă că a fost lovit va depune plângere. În prezent nu s-a depus nicio plângere de vătămare corporală, însă persoana agresată are la dispoziție 2 luni de la comiterea faptei să ne sesizeze.